Cartofi, aliment sănătos, leac magic pentru multiple boli. Un platou înalt din munții Anzi, în America de Sud, este locul de naștere al cartofului alb, numit astăzi irlandez. Platoul cunoscut de noi astăzi ca Titicaca se întinde pe teritoriul statelor Peru și Bolivia. Indienii Aymara au dezvoltat mai mult de 100 de varietăți de cartofi pe care îi cultivau la înălțimi mai mari de 3000 de metri. Cartofii erau baza alimentației incașilor și a indienilor Aymara. În ruinele antice din Peru și Chile, arheologii au găsit rămășițe de cartofi datate din secolul 4 înainte de Hristos. Incașii îi cultivau, îi mâncau și chiar îi adorau. Adesea, coșuri sigilate, pline cu cartofi, erau îngropați ca rezervă pentru ani de foamete sau în caz de război. Îi uscau și formau proviziile cărate în expediții. Cartofii vechi incași aveau coaja de culoare roșie, închisă și miezul galben. Incașii îi numeau papas, așa cum sunt numiți și astăzi în Peru. O rugăciune incașă spune: O, Creatorule, Tu, care ai dat viață tuturor lucrurilor și ai făcut ca oamenii să trăiască și să se înmulțească, înmulțește și fructele pământului, cartofii și altă hrană pe care ai creat-o, ca să nu mai suferim de foame și mizerii. În 1540, primul european care a văzut cartofii a fost Pedro de Chiesa de Leone. Conquistadorul spaniol și istoric, care a scris despre cartofi în opera sa Peru, Descoperire și Cucerire. În 1565, exploratorul spaniol Gonzalo Jiménez de Quesada a adus cartoful în Spania, în locul aurului pe care îl căutase zadarnic. În 1588, o legendă irlandeză spune că vasele armatei spaniole, eșuate pe coastele irlandeze, erau încărcate cu cartofi. Cartoful a ajuns în Europa prin secolul al XVI-lea și de atunci nu ne-a mai lipsit de la masă. Această legumă, aparent banală, dacă este fiartă pe abur sau înăbușit, dezintoxică organismul, datorită conținutului său bogat în potasiu. Contribuie la eliminarea acidului uric, fiind indicat în reumatism și artroză. Slab hipnotic și calmant, cartoful e foarte bun pentru persoanele nervoase, cu crampe, insomnii, tuse pe bază nervoasă. Este recomandat și diabeticilor, copt în cenușă, în așa fel încât să nu-i se piardă nici savoarea, nici calitățile nutritive. Cartoful reduce glicozuria, determină o ameliorare a stării generale și la bolnavii cu complicații chirurgicale, o revitalizare a țesuturilor prin favorizarea proceselor de cicatrizare. Cartoful conține provitamina A, vitamina K, antihemoragică și antianemică, sulf, combate excesul de seboree și fier. Constituie una din principalele surse de vitamina C a francezilor, care consumă în jur de 120 de kg de cartofi pe an de persoană. Doctorul Leon Binet a demonstrat că această legumă conține o substanță azotată, tuberina, care favorizează creșterea copiilor. Mai cu seamă, cartofii noi sunt bogați în tuberină. Cartoful este recomandat de medicina modernă pentru că e sănătos, hrănitor, energic, permis tuturor celor predispuși la îngrășare. Înlesnește funcțiile intestinale, combate ulcerul, este cicatrizant. Dacă nu e preparat cu grăsime, cartoful nu îngrașă. Este chiar recomandat obezilor și hepaticilor.
administrate diabeticilor zilnic între 1 până la 1 kg și jumătate de cartofi, s-a constatat atenuarea simptomelor morbide. Chiar dacă este voluminos, cartoful are 80% apă, un pic mai puțin decât laptele. Un cartof de dimensiuni medii cântărește în jur de 150 de grame și furnizează organismului doar 100-110 kcal, cât un pahar de suc de portocale. Un cartof are numai 10 mg de sodiu, de 400 de ori mai puțin decât aportul zilnic de sodiu. Potasiu are însă din plin, de 3 ori mai mult decât o portocală și chiar și mai mult decât o banană. Sunt mai greu de digerat cartofii prăjiți, deoarece conțin mai multe lipide. Cartofii fierți nu trebuie păstrați mai mult de 24 de ore. Nu consumați porțiunile verzi ale cartofului. Sunt toxice. Sucul de cartofi cruz nu are egal în tratarea acidității gastrice și a ulcerilor gastrice. Calmează și cicatrizează mucoasele digestive. Este un antispastic, diuretic, emolient. Ca toate sucurile, și cel de cartofi se alterează repede, de aceea trebuie extras și consumat imediat. Milioane de indivizi suferă de artrită, dar puțin cunosc acțiunea benefică a sucului de cartofi împotriva acestei boli. Extractul crud este indicat și în hepatită și ictioză biliară, constipație, hemoroizi și scorbut. Sucul de cartofi din soiurile Rosalie conțin hidrați de carbon, protide, lipide, săruri minerale, vitamine B1, B6, C și K. Amidonul din cartofi este antiinflamator în bolile gastrointestinale, în intoxicații cu substanțe toxice. În tratamentul ulcerului gastric sau în diabet este recomandat sucul de cartofi câte jumătate de pahar de 3 ori pe zi, timp de 10 zile pe lună. Deoarece are un rol de inhibare a apetitului, este recomandat în dietă. Jumătate de pahar de suc de cartofi consumat cu 30 de minute înainte de fiecare masă. Pentru ameliorarea constipației, se consumă 300 până la 500 ml suc de cartofi pe parcursul unei zile. Cartoful poate fi numit și medicamentul pielii. Ulcerații, edeme ale ploapelor. Se radă o cantitate suficientă de cartofi cruzi și se aplică pe locul respectiv, în amestec cu o linguriță de miere sau ulei de măsline, lăsând să acționeze cel puțin 2 ore. Se fixează cu ajutorul unui bandaj. Se schimbă cataplasma în timpul zilei, până la vindecarea completă. Pentru arsuri solare, se pun cartofi în rondele subțiri. Se lasă să se acționeze câteva minute. Pe cingnea trece cu cartof crud, dat prin mixer. Se lasă 10 minute, apoi se clătește. Făina de cartof este un bun calmant în caz de flegmoane, arsuri, ulcer varicos, erupții cutanate și crăpături ale pielii. Se fixează cu un bandaj și se lasă o oră sau două. Operația se repete de 2 ori pe zi, până la vindecarea completă. Pe negi se pune cartof crud, ras, odată dimineața și odată după amiază. Transpirația abundentă a picioarelor se tratează cu făină de cartofi, pudrată pe piele, după spălarea picioarelor. Pentru migrene, se pot aplica pe frunte și pe tâmple felii de cartof crud sau frunze proaspete de vișin, mentă, cimbrișor sau potbal. În cazul durerilor de cap persistente, se va bea suc cald de cartofi, câte o pătrime dintr-un pahar de 3 ori pe zi înainte de masă. Contra paraziților intestinali se va mânca seara timp de 3 zile exclusiv o salată de cartofi amestecați cu 60 de grame de ulei de nucă. Cartoful
poate aduce multe beneficii organismului uman, însă din cauza faptului că cei mai populari sunt cartofii prăjiți, plini de grăsime, beneficiile nu mai apar. Mai mult, până și cartofii copți sunt îmbogățiți cu unt, brânză sau bucăți de șunc. Ca urmare, de multe ori, consumul de cartofi, astfel gătiți, contribuie serios la apariția afecțiunilor cardiace sau chiar a unui atac de cord. Însă, consumul cartofilor copți, simpli, fără grăsime, constituie o sursă de fibre care oferă protecție împotriva bolilor de inimă și mai mult, are foarte puține calorii. Cartofii sunt o bogată sursă de vitamina C, de vitamina B6, de potasiu, de magneziu și de fibre, susțin specialiști. Studiile recente au arătat că reputația cartofilor de a fi bogați în carbohidrați și că trebuie eliminați din alimentația celor care vor să slăbească este falsă. O descoperire surprinzătoare a cercetătorilor arată că brocoli este mai puțin folositor corpului uman decât cartoful. Mai mult, cartoful este mai bogat în fenol decât spanacul sau varza. Leacuri din bătrân. În cazul durerilor în gât, se pun cartofi cruzi, rași și de spinacol încălzit. Amestecul se așează într-o țesătură de bumbac și se aplică pe zona gâtului. Trebuie păstrată căldura. Pentru cei care suferă de inimă, este bun cartoful copt. În sciatică și în dureri reumatice, 100 de grame de cartofi se fierb într-o jumătate de litru de apă. Pasta se întinde pe o cârpă și se aplică pe locul dureros. Cartoful și frumusețea. Pentru ten gras, aplicați o dată pe săptămână o mască pe bază de cartof ras amestecat cu jumătate de lămâie și lăsați să acționeze 10 minute. După care clătiți cu ceai de gălbenele sau apă minerală. Pentru ten uscat sau mixt, se face o mască din cartofi fierți și pasați, amestecați cu gălbenuș crud și lapte fiert. Amestecul trebuie să capete consistența unei smântâni și trebuie lăsat să acționeze 10 minute. Apoi se clătește cu ceai de gălbenele. Cartoful în ajutorul gospodinelor. Ca să curățăm calcarul de pe un vas, fierbem îndelung în el coji de cartofi. Ca să curățăm geamurile și oglinzile, le frecăm cu o felie de cartofi. Ca să ștergem urmele de degete de pe uși, le frecăm cu o felie de cartofi. Apa de la fiertul cartofilor fără coajă curăță perfect argintăria. Pentru a înviora culorile unui covor, îl aspirăm bine, apoi radem 2 cartofi. Îi acoperim cu apă caldă și lăsăm să infuzeze 2 ore. Îi strecurăm și frecăm covorul cu pasta obținută.